Ce faceți? Bine v-am găsit la un nou video pe canal. Astăzi facem quiz battle, football trivia, cum s-ar spune, cu Vaneza Andrei. Salutare! Salut, salute, salut, vă salut pe toți! Mersi că acceptați această invitație și să vedem care e mai bun la istoria fotbalului, cum s-ar spune, dacă ce zic. Cu mare drag și eu îți mulțumesc pentru invitație, oricând, îmi plac mult provocările tale. Bun, hai să vă explic regulile, probabil nu sunt foarte multe, avem 10 întrebări fiecare și cine știe mai multe, ăla câștigă challenge-ul, cum s-ar spune, dacă știi ce zic. Dar nu uitați și voi acolo, înainte să apăsați mare like acolo, să facem, nu știu, câte like-uri să facem. Bă, să facem 500 de like-uri, că o să fie foarte mișto provocarea asta. Da, și eu zic tot la fel acolo, 500, am recordul, mi se pare, 600-700 de like-uri pe canal, deci e bine, pe acolo. Deci putem să batem și recordul. Da, hai să fie forță, să fie forță. Da. Bun, începe tu, că na, ești invitat, știi? Eu? Da, începe tu. Bun, ești pregătit? Da. Fii atent. Prima întrebare. Ce echipă a antrenat Jurgen Klopp înainte de Borussia Dortmund? Fii atent, cred că o știu pe asta. Hai să vedem dacă știi. E o întrebare destul de grea, nu e ușoară. M-am două echipe în cap, dar nu sunt sigur. Știu că e alb-roșu culoarea aia clubului. Așa. Dar ce echipă e? Mainz. Mainz, corect. Mainz, mam. Nu o să cred. Mă gândesc la Stuttgart prima dată. Bă, n-ai căutat pe undeva? Nu, păi naiba, sunt aici, am mâinile pule. Bravo. Bun, prima întrebare la mine. Cine a câștigat primul campionat din România? Da, ce echipă? Mai există echipa? Nu mai există, nu mai există. Să fi fost? Bă, știu că ceva prin Timișoara era o echipă. Sau prin București. Mamă, întrebare grea, rău de tot. Eu ți-am dat întrebare internațională, tu mi-ai dat de la noi. Da. Primul campionat. Rapid? Nu. Visești bine la început. Timișoara? CFR Timișoara? Nu, chinezul Timișoara. Chinezul Timișoara? Bă, dar știu ceva cu Timișoara. Nu se ia în considerare că am zis ceva cu Timișoara? Ba da, hai, ți-o punem. Am zis cu Timișoara? Da, da. Știam ceva de acolo de la Timișoara. Se pune asta cu Timișoara, că am știut Timișoara. Da, se pune cu Timișoara, se pune. Hai, cu punem. Distrai să... Eu că zic că plămă zici Timișoara, știi? Da. Dozi să-și cu Rapidul... Păi na, așteptam să văd dacă zici răspunsul, că dai că ți-o pun, bro, mă, știi că prima dată îi să-și Timișoara, știi? Da, abia am zis Timișoara prima dată. Dar nu știu, Rapidul ce e? Rapidul ăla atât de devreme? Nu știu de unde m-am venit, am văzut că am zis ceva cu Timișoara și am văzut că n-a venit un alt indiciu și mă gândeam că n-o fi aia. A. Și a fost după. Bun, hai, avem unul fiecare. A doua întrebare la tine. A doua întrebare de la mine, nu? Da. Cine a fost ultimul fundaș care a câștigat balonul de aur? Păi știu că a fost decât unul, cred. Nu, n-a fost decât unul. Nu? Nu. Ultimul fundaș. Eu ce am de ultimul. Da, știu. Mai mulți. O să zic Maldini. Nu, dar fii atent, e tot italian. Cannavaro. Cannavaro, corect. Păi și mi-o pui sau? Normal, da, se pune. Bine, hai tu știi cum facem, facem așa, avem fiecare dreptul la 3 încercări. Da, bun, perfect. Că e cel mai ok așa, bun. Două din două, băieți, hai că am început bine. Bun, cea de-a doua întrebare. Vezi că e tot așa de la noi din campionat, din țară. În ce an a câștigat pentru prima dată campionatul Steaua București? Da, spart. 1964. Nu, mai încoace. Gen mai departe. 73. Nu, invers. Mai jos? Da, da. Deci trebuia până în 64. Da.
Pă, ești foarte, foarte, foarte aproape, foarte. Am încercare, ultima încercare. Ești la una în distanță. 53. Nu. 51. Da. Mamă, ce noroc, cât noroc am avut în ghilimele. Da. Din tine ai una față. Da, da, corect. Asta a fost cam greuță, a fost cam greuță asta totuși. A fost greuță, da, da, am și una, cred că mai greuță. Dar yeah, a fost eu aproape. Cine va găzdui campionatul european din 2032? 2032? 2032. Eu știam că s-a făcut. S-a făcut, de-aia am și întrebat. Bă, stai așa. Ma. Am o întrebare, e o singură țară sau sunt mai multe? Două țări. Două țări. Da. O țară are 80 de milioane de locuitori. O țară dintre cele două. Turcia? Da, Turcia. Și nu mai zic locuitorii, că deja nu o ia din prima. Dacă am zis 80 de milioane și a știut Turcia. Vorbesc că le-am pe geografie. Turcia și... nu știu. Trei încercări. Grecia? Nu. Mă, trebuie să fie pe lângă teoretic, stai să mă gândesc. Mamă, stă bine pe geografie. Turcia și Arabia Saudită. Chiar dacă... și Arabia Saudită, chiar dacă nu e în Europa. A, mă gândit că dau așa ca să... Turcia, Turcia... Mamă... Ce... Deci Grecia n-a fost... Nu, Arabia Saudită nu, e tot din Europa, clar. Tot din Europa. Da. Bă... Așa am lipsit de la ultimele mondiale. Sau ultimul, mă rog. Turcia și Italia. Nu, că știi că și dacă nu spuneai asta cu ultimul mondial, tot Italia puneam. Se prinde imediat. Bun, bun. Hai să... cât e scorul? 3-1 pentru tine. 3-1, doar una a făcut și? Păi da, pentru că... A, da, da, stai, că eu sunt la a treia întrebare. Bun, asta e prima întrebare de la un urmăritor. Hai să vedem. De la un prieten de-al tău, cică. Neagu Andrei. Ok, da. Cine a marcat în ultimele două El Clasico? În ultimele două El Clasico? Da. Păi nu se pune asta de acum, nu? Care a fost, ba da, ba da, se pune și asta. Asta e ușor. Yamal, Rafinha și două Lewandowski. Da. Penultimul, dacă nu mă înșel, Bellingham. Da. Da, Bellingham. Două goluri Bellingham. N-am mai pus câte gloria fiecare, gen, doar cel marcat tu cel puțin un gol, știi? Păi, trebuie să-i zic pe toți, nu? Da. Mamă, a fost 3-2 scorul, dacă mi-aduc aminte bine, a bătut Real. Da, da, da. O să zic Bellingham, că știu că a dat sigur, dar parcă a dat două goluri. Bellingham, de la Barça. Cine a dat la Barça? A dat Lewandowski? Nu. N-a dat Lewandowski. Ia, mamă, nu cred că a dat. Yamal nici nu cred că a jucat atunci, nu cred că juca Yamal atunci. Dar bine aia zic, nu cred că juca, dar Rafinha? Nu. Dar nici Rafinha. O grea întrebare. La Real, cine a dat la Real? Mai trebuie un jucător de la Real, nu? Da, un jucător de la Real și încă... doi de la ăștia. Ba nu, de la Real vezi că de la Real îți trebuie, de la Real îți trebuie doi jucători. Doi jucători de la Real. Păi și eu, în afară de Bellingham, mai era, în afară de Bellingham, mai era unul? Nu, mai sunt doi în afară de Bellingham. Bellingham a dat un gol. A dat un gol, Bellingham? Da. Bellingham, Modric? Nu. Toni Kroos? Nu, hai că deja... Nu știu, deci prea multe încercări și nu știu cine a fost. Vasquez? Mamă, nu pot să... Vinicius? Cum nu-l puteți pe Vinicius? Și la Barça a fost Christensen și cu Fermin Lopez. Auzi, nu aveam cum să-i ghicesc niciodată.
Păi ce să vă, asta fă întrebare de la urmăritor, știi, nu fă de la mine. Da, ia zi. Ia zi, hai. 3 la 1 pentru tine. Da. Cine este jucătorul care a jucat 90 de minute fără să atingă mingea? Giru. Băbune? Da. De unde este? Ce? De unde ai știut? Păi am văzut mai demult că puneau ăștia pe TikTok, pe Insta, pe Facebook. Bun, care este a doua echipă care are cele mai multe trofee Champions League? AC Milan. Bravo. Asta a fost ușoară. Știu și eu una rapid așa. Bun. Are 7 trofee, dacă nu mă șer? Da, da, da. 7 trofee, nu? 4-2. Da. Mă aștept să fie o întrebare grea, a cincea întrebare. Care a fost primul club din Europa la care a jucat Ronaldo 9? Deci Ronaldo Nazario. Primul club din Europa. Mamă. Bă, nu știu sigur de ce am eu în cap asta. Nu știu dacă a jucat vreodată la ei, dar nu știu, parcă am în cap că a început la ei. Cumva Ajax. Nu Ajax, nu. Dar nu ești departe, frate. Nu ești departe. Adică tot în Olanda. Da. PSV. Bă, eu sunt prea nebun, ești nebun la cap. Prea bun, tot bun este prea bun. Nu știu ce fac cu mine azi, vezi că eu nu prea le-am chiar atât de bine, dar mi se arată. 5-2. Adică, cred că dacă o greșești pe asta, e cam caput cartela, cum s-ar spune. Da, e posibil, e posibil. E greu să mai revin. Iar altă întrebare de la încă un urmăritor, Rare17.f. La câte echipe a jucat Barcola? Și dacă poți să le și îi spui. Joacă la PSG acum. Da, și înainte la cine a jucat? A jucat tot în Franța. Da. A jucat tot în Franța. Știu că a jucat în Franța, dar... Ca la Monaco? Nu. N-a jucat la Monaco. Dar e echipă tot mare. Știam ceva cu echipa mare, dar nu știam exact Marseille, dar nu Marseille, nu, că n-avea cum să ia de la Marseille, că e rivalitatea prea mare. Da, da. N-avea cum să fie de la Lyon? Da. Bine, bun. Bun întrebare și foarte bun jucător Barcola. Da, da, și mie îmi place. Eu am fost acum, când am fost la Paris, am văzut, bă, PSG cu Rennes, bă, a... Făcut pe acolo harakiri, cum să-l spune. Mi se pare, și mi se pare jucător foarte bun, are potențial mare. Da, da. Tu ești. Deci este 5 la 3 pentru tine. Da. Hai să vedem. A șasea întrebare. În ce oraș a câștigat Manchester City Liga Campionilor? Mă. În ce oraș? Măcar țara puteai să spui. Ce răspunsuri mi-ai dat când am citit întrebarea asta, mi s-a părut așa, că o să răspund din vreo secundă. Deci, în ce oraș a câștigat Manchester City? În Londra. Nu. E în Anglia, nu? Nu e în Anglia. Ma. În ce oraș a câștigat Manchester City Liga Campionilor? Mai două începe. Păi ai jucat cu PSG, parcă, nu? Nu. Nu? A jucat cu Inter. Cu Inter a jucat cu City. Da. Și a câștigat Liga Campionilor versus Inter cu 1-0. O victorie nemeritată pentru că putea să dea gol și cu capul, cu capul. Dar a fost acolo, au avut multe ocazii cei de la Inter. Madrid. Unde? Madrid. Nu. Maică. Hai că luai toate capitalele la rând. Variantă de ușoară, mai o încercare. Milan. Nu. Și unde a fost? Istanbul. Istanbul. Hai că... Nu, chiar nu mă gândeam deloc la Istanbul. Acolo s-a jucat finala Ligii Campionilor și a câștigat City 1-0. Nu știu, tot aveam impresia că a jucat acasă și a câștigat acasă, dar nu știu de ce. Bun. Da, ia zi.
Ok. Zi-mi un jucător care a luat campionatul mondial și ca antrenor. Gen, și ca antrenor și ca jucător. Sunt vreo 3, ca să știi, sunt vreo 3 jucători. Da, bravo. Bun. Acu' e 5-4. Ok. Așa se întrebare. Care este cel mai bun marcator din istoria lui Chelsea? Lui Chelsea? Da. Acum o dau la mișto pe asta, să nu pui Adrian Mutu. Drogba. Ma. Hazard. Nu. Și mai e o încercare. Deci nu este atacant. Nu juca în atac, nu juca vârf sau aripă dreapta stângă. Lampard. Da, bă, bine, mă, bine. Lampard. Bine. Bine. Bun, bun. Bă, foarte bună întrebarea, mișto rău. Bă, să știi, bă, oricum mă gândeam la, mă gândeam la Lampard, dar nu eram sigur, bă, că, bă, e mijlocaș, bă, nu cred că e all-time. Da, dar nu era, chiar așa de ofensiv, dar are cele mai multe goluri din istoria lui Chelsea. Ce echipă a fost în finala Cupei Mondiale de 3 ori, dar nu a câștigat niciodată? N-are nicio Cupă Mondială câștigată până acum? Nu, dar a fost de 3 ori în finală. Anglia? Nu. Spania a câștigat Cupa Mondială, Olanda. Da. Olanda? Da, da, da. Bine, mă, bine, pe-am dat că să mă gândesc ce echipe au câștigat, știi? Pentru că ai spus tu că nu au câștigat. Băi, vă puneți că de 3 ori a jucat. Da, de 3 ori, de 3 ori. Mamă, sunt blestemați. Păi pe bune, chiar sunt... Mai rău, mai rău ca Anglia, că Anglia nu, mi se pare că a ajuns, cred că toată Anglia, dacă nu mă înșel în finală. Da, cred. 6-5 pentru tine. Bun, tu ești. Este a 8-a întrebare? Da. Da, a 8-a întrebare. Cine a purtat numărul 10 la Barcelona înaintea lui Messi? Ronaldinho. Da, bravo! Ești fan Barça? Da. De ce nu m-am documentat mai bine? Nu mai puteam întrebarea asta. Bun. Ba, vezi că e 7-5, mi se pare. 7-5, scuze, dar 7-5. Bine, dacă vrei 7-4, lăsăm așa, nu mă supăr. 7-5. Bun, deci a 8-a întrebare și la mine. Eu știu acum că ești fan Ronaldo, așa că ți-o dau pe asta. Ce număr a purtat Ronaldo pe tricou în afară de 7? 7-9. Da, atâta. Ba nu, atâta, atât de găsit pe Google. Da? Da. 7-8, 7-9. Da. Nu știu, eu credeai că sunt mai multe, dar căutai pe net înainte, știi, și vă zic... Dacă nu ieși 17, am zis 9. Da, ai zis 9. Bun. Bine, 7-7, nu? Da, 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 da. Fai de viața mea. Îmi place când am auzit asta, îmi place. Interesant. Bă, tu știi, nu știu eu. Nu știu dacă Henry a fost la Barça înainte sau după. Băi, știi ce? Nu pot să zic că pare, bă, că nu pot.
Oricum, mi-e puiez o de-asta, o încercare, Barcelona. Bun. Maică, asta e belită. S-ar putea să știu, da, da, știu, știu. O să zic Inter. Nu Inter, dar este din Italia. Ah, în Italia. Mai o încercare. Ma. Nu, pe vremea aia, în afară de Inter, Milan. Nu, Juventus. Bă, și mă gândi, dar nu, bă, nu mi-l imagineam în tricolul Juventus, sincer. Mamă! Ai șansa să egalezi. Mamă! Fii atent. Acum e o întrebare legată de Messi. În ce an s-a retras Messi de la Național, dar după ceva timp a revenit? Da, el s-a retras de la Național, dar după aia nu mai țin minte cine l-a convins, dar a revenit. Nu. 2016? Da, mă, da! Da? Da! Bine, mă, pentru că atunci mă vedeam. Mă vedeam la anii ăștia, că știam când a jucat pe la Copa America și de-aia îmi vedeam, mă gândeam de când. Și nu avea cum să fie. Deci 2016, bine! 7-7, nu? Mamă, da, bă, ești nebun, ce strâns e, vezi că recuperași bine. Da. Și cred că America de Sud. America de Sud? Și adică știu echipe, dar nu mă uit la meciuri, îți dai seama. Nu mai contează. Spune-mi întrebarea. Cine sunt campionii actuali a Cupei Africii pe națiuni? A Cupei Africii? Pe națiuni, da. Păi și la ce mai de America de Sud? Mamă, deci a Cupei Africii pe națiuni. Da, mă vedeam că tu te uiți mai mult la fotbalul de la noi din Europa și din partea aia, pe Uruguay, Argentina, Brazilia, știi? Mhm. Că vreau să zic că e o întrebare diferită. Cine în mama măsii? Senegal? Nu, îți dau indiciu la a treia încercare, dar o să zice și primul. Egipt. Ma. Drogba. Bă, mai țin de ce era. Deci asta este indiciu, Drogba. Mamă, deci nu mai țin... Drogba ce era, mă? Nu pot să cred că nu mai țin de ce. Drogba, nu mai aduce aminte. Ba da, nu, cred că știu ce. Deci ăla... Bă, cu Divoar și cu asta de fizea și același lucru? Da, frate. Bun, mă, bun. Bun. Da, bă, mă gândeam, îngrucam cu Camerunul. Dar după aia mi-am dat seama că e tot parcă la Camerun. Da, poate să definești. Fii atent. În ce an s-a jucat primul Champions League? Primul Champions League? Da. Nu. Mai sus? Da. Îți dau un indiciu la a treia asta, știi? Da. Deci mai sus de 1950. A fost atunci când a câștigat Uruguay campionatul mondial de două ori, când participau puține echipe. 1957? Nu.
E din ăsta, Ian, nu știu cum să-i explic eu, fix, adică nu 52, 53, știi, de ăștia. Da. Da, 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 zic să-i bine, să-i, bă, nu, ca să nu o pun, știi, din prima. Da, da. Păi, ce să facem? O lăsăm așa, că nu prea... Mai ai tu vreo întrebare din buzunar? Da, e 8-8. Cine a fost antrenorul lui Chelsea sezonul trecut? Lui Chelsea? Da. Habar n-am. Stai. O aveam pe lista de întrebări, dar am șters-o că m-am gândit să pun una mai acceptabilă. Lui Chelsea sezonul trecut? A, lui Chelsea, să mor, deci... Lampard. Nu, argentinian. Argentinian. A fost în finala Ligii Campionilor cu o echipă acum 2-3 ani, dar a pierdut versus Liverpool. Cred că spun indiciile. Bă, ăsta, dar nu știu dacă e argentinian, să nu confund, Pochettino. Da, e argentinian, spaniol, argentinian, spaniol, ceva de genul. Și îi ziceai bine? Da, Pochettino. Bun, bun. Păi să mă gândesc și eu, mă gândesc și eu? Hai să mă gândesc și eu la una. Dar nu mai aveam niciuna așa pe... Atunci lăsăm 8-8? Hai, eu zic să lăsăm 8-8 totuși, lăsăm 8-8, că na. E mai frumos așa, știi, 8-8. Da. Și poate cine știe, poate să facem o parte a doua mai târziu sau cu alte idei, știi? Da, trebuie și voi în comentarii dacă vreți să facem și partea a doua. Mie mi-a plăcut foarte mult. Da, și mie. Foarte interesant. Te vezi că eu sunt obișnuit, eu să întreb lumea când merg la stadion. Da, da. Bun, sper că v-a luat acest videoclip cu Vanessa. Încă o dată îi mulțumesc că a acceptat această invitație să apară aici, să facem acest quiz battle. Super, super nebun. Scrieți în comentarii alte idei și desigur dacă v-a plăcut. Așa că vă lăsăm, vă pupăm, ne vedem în alt clip. Ciao!